Revenim la emisiunea pur și simplu, la partea a doua, cu Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș, și am rămas la discuții firește despre administrația județeană. Un lucru vreau să-l lămurim. Ați avut în 9 iunie, dacă nu mă înșel, o ședință a Consiliului Județean în care s-au dat din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean, s-au dat niște bani pentru mai multe unități. 26 de milioane de lei, da. Pentru mai multe unități administrativ teritoriale, pentru investițiile lor, pentru nevoile lor ce au de făcut acolo. O sumă de bani s-a dat pentru 311.000 de lei, s-a dat pentru Sighetul Marmației. Dumneavoastră a spus într-o conferință de presă după aceea că s-a dat pentru un parc din centrul orașului. Am spus-o și în cadrul ședinței de Consiliu. Să știți că la Consiliul Județean fiecare intervenție este consemnată în procesul verbal, deci ceea ce spun este în... Nu mă îndoiam de asta, dar am spus pentru telespectatori ca să vă lămurim faptul am spus încă de anul trecut că atunci când vom aloca fonduri spre unitățile administrativ-teritoriale, le vom aloca cu destinație. Adică, ceea ce este firesc la urma urmei, fiindcă nu e ca și cum duce poștașul pensia să spună, uite, ți-am adus niște bani. Vor primi bani cu anumită destinație. Deci, domnule, banii pe care îi dă Consiliul Județean să fie folosiți la ceva care să rămână în Sighet, în Borșa, în Dumbrăvița, în Rozavlea, în unde o fi, în Cicârlău și așa mai departe. Deci să rămână ceva în urma acestor bani. Nu sunt sume mari de bani, pentru că 26 de milioane de lei împărțit la 75 de unități administrative teritoriale. Contează să fie un leu, dar să fie foarte clar pentru ce este destinat. Și atunci, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu liderii de grup ai partidelor politice și, sigur, cu colegii mei din Consiliul Județean, am hotărât că o să dăm pe două direcții mari și late. Unu, pe proiecte, așa cum au cerut, pentru că oamenii au făcut, să știți, cerere pe diverse proiecte. Doi, am spus că dăm pe partea de cofinanțări. Deci sunt primării care au cofinanțări foarte mari, cum este Copalnicul, de exemplu, are 7 proiecte europene în implementare. Are foarte mari cofinanțări și nu se descurcă și atunci trebuie să fie ajutat de către administrația publică județeană. La fel sunt și alte primării în situația aceasta și atunci am intervenit și am dat acolo unde a fost necesar pentru cofinanțări. Dar v-am întrebat asta ca să fie lămurit pentru telespectator. De ce v-am întrebat dacă a fost clar lămurită destinația pentru Sighet, pentru parcul din centrul Sighetului? Pentru că în ședința de Consiliu Local la municipiului Sighetul Marmației de acum 2 zile, domnul primar de acolo, la capitolul diverse, a spus că, de pildă, trebuie Sighet dezinformează. Mă rog, nu se informează cum se cuvine și nu verifică informațiile, spunând că această sumă de 311.000 de lei venită pentru parcul din Sighet, cum spuneați și dumneavoastră, nu a avut destinația clar stabilită. Deci ar fi cumva la diverse, adică, doamne, mi-au venit niște bani, îi folosesc eu. Ei, vreau să rămurim foarte clar, să-mi spuneți punctul dumneavoastră de vedere, pentru că nu convine nimănui ca, dând o informație, trebuie Sighet, dintr-o sursă oficială, fiindcă dumneavoastră sunteți o sursă oficială. Reprezentați acest județ la nivel de Consiliul Județean. Deci banii am alocat pentru parc. Bun. Deci, ok, lămurit, banii sunt pentru parc, sănătate, atunci să se informeze alții care, zic, dezinformează alții, ca să spunem așa. La Sighet e o problemă mai complexă și eu nu înțeleg de ce. Și anume? Păi, în primul rând, primarul ar trebui să înțeleagă că este și om politic. Oamenii politici negociază. Politica este o artă a negocierii. Până la urmă trebuie să fii capabil să discuți, să convingi colegii. Ați spus că este o artă. Vă dau un exemplu. La Consiliul Județean, păi, pe fiecare decizie importantă, noi avem, eu am consultări cu liderii de grup ai fiecărui partid. Deci, indiferent de culoarea partidului, indiferent că îmi place sau nu îmi place interlocutorul meu, nu despre asta e vorba. Interlocutorul meu a primit un vot din partea populației și este consilier județean. Deci,
dacă el este consilier județean, eu trebuie să-l tratez ca atare. Este un reprezentant al populației acolo. Nu este reprezentantul lui personal. Da, întâi de toate este un respect pe care vi-l arătați populației, care a votat un alt om dintr-un alt partid. Eu nu pot să nu discut lucrurile importante cu ei. Noi când ajungem în plen de principiu, lucrurile sunt deja discutate la modul cel mai transparent și corect și coerent. N-avem nimic de ascuns, tocmai de asta nu vedeți probleme la Consiliul Județean, nici în ședințele de Consiliul Județean și nici în general prin poziționarea consilierilor județeni. E că mai există câte o poziționare politică, astea eu nu le pun la suflet. Pentru mine este important ca proiectele pentru județ să meargă mai departe. Domnul primar, eu îi dau un sfat, dacă vrea să aibă un mandat care să rămână în memoria colectivă a sighetenilor, asta ar trebui să facă și dânsul. Asta ar trebui să facă și dânsul, să discute atât cu Daniela Onița Ivașcu, care este viceprimar ales de majoritatea consilierilor, nu? De reprezentanții cetățenilor din Sighet în Consiliul Local. Mă rog, atribuții. Păi nu are nici acum atribuții, din ce știu. Bun, dar este reprezentantul cetățenilor acolo. Deci, să facă bine să-i dea atribuții, să discute, să negocieze. Dânsul este primarul orașului Sighet. El trebuie să fie cel care face pași în direcția asta. El trebuie să fie o persoană de echilibru. Eu l-am crezut o persoană de echilibru, vă spun sincer, îl știam ca fost prefect, mi se pare foarte ciudată poziționarea lui din ultimele luni de zile, poate îl depășește atribuțiile pe care le are ca și primar, nu știu exact care este problema acolo, dar eu îi fac recomandarea să se pună la masă atât cu consilierii locali, cu viceprimarul, cu executivul primăriei, pentru că altfel nu vor reuși să facă nimic pentru cetățenii din Sighet. Noi la Consiliul Județean vom face ceea ce spunem. Eu m-am angajat că voi face cele două proiecte strategice importante la Sighetul Marmației și le voi face. Dar Sighetul nu arată prea bine. Sighetul are nevoie de mai mult. Sighetul are nevoie de infrastructură internă. Încă sunt drumuri de pământ la Sighet. Da, municipiul, fostă capitală de județ. Suntem în 2021. N-au avut nici în mandatul trecut proiecte europene. E, dacă nici acum, din cauza discuțiilor contradictorii sau acestor poziționări care nu și-au niciun rost, nu reușesc să ajungă la un consens în Consiliul Local, să găsească soluții pentru dezvoltarea municipiului Sighet, vom avea mari probleme peste 4 ani la Sighetul Marmației. De aceea, încă o dată, îi recomand domnului primar să fie primar. Un primar trebuie să fie liderul administrației. Un primar trebuie să discute cu cetățenii, trebuie să discute cu consilierii, trebuie să fie un om echilibrat, indiferent de culoarea lui politică. Asta ar fi ideal. La urmă, în orice fel de administrație. Da, suntem. Și eu sunt președinte al Partidului Național Liberal. Știu. E normal să duc o politică a Partidului Național Liberal în județul Maramureș. Am colegii mei, discut cu ei. Dar asta nu înseamnă că în ceea ce privește administrația publică pe care o duc la Consiliul Județean, nu sunt echilibrat, nu sunt echidistant și nu iau lucrurile bune de la opoziție și în același timp discut cu opoziția pe toate problemele importante ale administrației județene. Aici este un lucru extrem de important, adică să se facă foarte clar un soi de delimitare, să spunem așa, mă rog, în măsura în care se poate face. Politicul este politic, sigur, cum spuneați dumneavoastră, da, îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul, vorba vine, în varianta de liberal, da, fac parte dintr-un partid. Ok, asta este, e normal să fie așa, pentru că sunteți un politic. Pe de altă parte, în momentul în care vine vorba despre administrație, este la fel de normal, vorbesc ca un cetățean al acestui județ, este normal să-i văd pe oamenii politici că dau și ei mână cu mână și zic, mă, dacă unul are o idee bună, păi hai să o facem, frate.
Deci nu, nu pur și simplu să fiu gică contra, scuzați expresia, așa, fiindcă eu sunt din alt partid, am altă coloratură și pur și simplu vreau să mă opun că nu-mi place ăla, fiindcă ăla e din partidul nu știu care. Este absolut aberant. Deci, repet, vorbesc din punct de vedere al unui cetățean trăitor pe aceste meleaguri. Mi se pare anormal. Deci înțeleg politicul, noi la Consiliul Județean, pentru că suntem oameni echilibrați și care vrem să implementăm proiecte pentru județul Maramureș, nu avem astfel de probleme. Și vreau să vă spun că lucrurile funcționează foarte bine din punctul acesta de vedere. N-am niciun fel de emoții. Nu există consilieri județeni care să vină să zică, domnule, blocăm pe președinte să nu facă proiectul XYZ. Adică să fie contra doar de dragul de a se băga în seamă. Oricum ar fi o prostie. Eu n-am dus niciodată o politică de genul ăsta, nici când eram în opoziție la Consiliul Județean. Deci ca lider de partid nu am aprobat niciodată o astfel de politică. Nici la Consiliul Local, nici la Consiliul Județean, sub nicio formă, pentru că este cea mai păguboasă politică. Adică să blochezi pe cineva sperând că o să îți fie bine ție, este greșit. Aici nu este vorba despre un consilier județean sau altul, despre un om politic sau altul, despre primar, viceprimar, președinte, vicepreședinte și așa mai departe. Vorba de nu este vorba despre noi. Asta trebuie să înțeleagă până la urmă toți primarii, toți viceprimarii, toți consilierii. Nu este vorba despre noi. Este vorba despre cei pe care noi îi reprezentăm acolo. Ceea ce ori se cheamă comunitate. Ori ei nu, iar din comunitate face parte și un om politic, comunitatea, și un om de administrație, comunitatea oricine. Nu ne-a trimis la Consiliul Județean, la Consiliul Local, ca să ne bălăcărim unii pe ceilalți. Ne-au trimis acolo ca să facem treabă. Ăsta este motivul pentru care ne-au trimis acolo. Pentru că au crezut că planul lui Bogdan este unul coerent, serios și pentru cetățenii acestui județ. La fel au crezut și despre alte programe cărora le-au acordat votul. Da, a fost un vot de încredere. Deci până la urmă, este încredere, că ai luat 5%, că ai luat 10% din voturi. Este mai puțin relevant. Sigur, ponderea ta în Consiliu este mai mică, dar nu asta este relevant. Tu ești acolo pentru că te-au trimis niște cetățeni, niște oameni în carne și oase. Da, oameni că care reprezinți niște oameni. Că oameni sunt 10 care oameni sau că sunt 100 sau 100 au așteptări, de mii, reprezinți. Oameni care au așteptări. Corect. De aceea primarul, președintele de Consiliul Județean trebuie să fie un om echilibrat și care să discute transparent lucrurile. Asta e cel mai important lucru. Faptul că ne luăm jucăriile și plecăm, asta nu ajută la nimic. Cu ce o să-l ajute pe domnul primar de la Sighet faptul că nu vrea să implementeze parcul respectiv? Parcul dacă central vrea, din Sighetul Marmaris. Cel puțin el a spus, domnule, nu s-a dovedit. Adică cu ce o să-l ajute? Eu am văzut cum arată poze, am văzut poze și am fost în zona respectivă. Parcul este un dezastru în momentul acesta. Păi tocmai de-aia bănânscă s-au faptul și alocat niște bani ca să fie adus la faptul că am putea reabilita acel parc ar fi o chestiune foarte bună pentru Sighetul Marmației. Foarte bună pentru mămicile din Sighetul Marmației, pentru copiii din Sighetul Marmației. Și copiii la joacă. Până la urmă, sunt lucruri pe care, nu am ziceam mai devreme, de proiecte strategice care sunt importante, aduc valoare adăugată, creștere economică, sustenabilitate pe termen lung, foarte bine, dar trebuie, așa cum v-am spus, și în interior. Sighetul are nevoie de mult mai mult, este mult în urmă. A pierdut foarte multă viteză din 2016 până în 2020. Ori, astăzi el trebuie să recupereze pe un fundal de scandal. Nu poți recupera nimic. Că nu ai timp să te concentrezi la lucrurile care contează pentru comunitate. Cam durează ciorovoia la asta, sau mă rog, împunsăturile, cum le mai spune. Da, primarul nu-i dă atribuții viceprimarului și... Adică, totuși, eu dacă aș fi în locul lui, i-aș da atribuții să n-aibă timp nici să bea apă. Dar vă spun foarte sincer, eu vă spun din calitate de președinte al Consiliului Județean. Amândoi vicepreședinții mei, sigur, eu sunt în coaliție cu Radu Trufan, sunt coleg cu Doru Lazăr și de partid, dar din prima zi, din
prima zi am semnat dispoziția cu, cu atribuțiile lor. Deci nu i-am lăsat nici măcar o zi fără atribuții. Și nu v-a spus, a, domnule, mai lasă de încolo de treabă. Ce au, glumesc aici. Au instituții subordonate, au direcții din cadrul Consiliului pe care le coordonează. Deci, practic, și-au știut din au zi proiecte pe care le coordonează. Deci dintre proiectele pe care le-am enumerat mai devreme, bun, sunt mult mai multe, reabilitarea școlilor speciale, PDG-ASPC, avem tot felul de proiecte. Sunt multe proiecte pe care le avem acum, nu o să intru în detalii sigur pe fiecare, că, nu putem să le numărăm că sunt peste 100 de proiecte în total. Multe înainte. Dar, ideea este în felul următor, fiecare coordonează câte ceva. Fiecare trebuie să verifice pe zona lui toate lucrurile. Deci nu există și Radu Trufan are atribuții în mod egal, are și domnul Doru Lazar. Nu se pune problema. Păi, în primul rând, dacă n-ar avea atribuții, aș avea eu mult mai mult de lucru. Și așa lucrez 12, 14, 16 ore pe zi. Nu mi-ar mai ajunge timpul să fac totuși avem 23 de subordonate, avem multe proiecte, așa cum am spus mai devreme, patru direcții mari în Consiliul Județean, deci spitale și așa mai departe, toate acestea trebuie coordonate, trebuie să știi ce se întâmplă acolo. Ori dacă nu delege atribuții, este, dar să știți că e o problemă generală de management asta cu atribuțiile și nu numai în mediul public, ci și în mediul privat. Oamenilor le e frică să dea atribuții, pe principiu că dacă dai atribuții, domnule, îl crești pe ăla sau îl ajuți pe ăla, nu mai ești tu la fel de important. Mie mi se pare fals. Asta pare o aiurală, fie vorba între noi. Mie mi se pare sau frică. De frică, de lipsă de încredere. Eu întotdeauna acord oamenilor încredere, chiar dacă îi văd prima dată. Le acord încredere. Îmi demonstrează în timp că nu sunt capabil. E bun, dacă vezi că nu e capabil, cineva capabil să facă, nu știu ce, ok, gata, îi mai dai placa. Din atribuții, sigur că da, lasă dăm că cât mai poate duce. Da. Da, mi se dar pare rolul unui manager într-o instituție publică sau inclusiv într-o instituție privată este tocmai acesta, de a găsi soluții și de a le găsi oamenilor exact ceea ce pot să facă mai bine, mai eficient. Deci să le dea de lucru, foarte important să dai oamenilor de lucru, să nu faci tu totul singur și să le dai de lucru în așa fel încât să fie eficienți. Că dacă le dai de lucru și ai încărcat prea tare, iarăși nu este bine, da, nici așa nu e bine, că nu fac față și fac greșeli. Greșeli care în administrația publică te pot costa pe proiectele europene milioane de euro. Pot costa mult așa. Exact. Deci trebuie să fie echilibrat. Ăsta este primul punct și nu trebuie să ai frică. Nu trebuie să ai frică de nimic, decât de votul cetățenilor, dacă ești un om serios și îți vezi de treabă. Votul cetățenilor este cel care ne legitimează pe noi, cei care suntem aleși direct. Fie că suntem președinți, fie că suntem primari. Asta adevărat, dar nu-i mai dau lecții domnului primar, că el știe mai bine, însă ceea ce mă întristează pe mine este faptul că Sighetul, în felul în care conduce astăzi administrația sigheteană, va avea foarte mult de suferit pe viitor. Aveți dacă, senzația că va fi, deci dacă nu se mișcă puțin apele, va fi un oraș care va, pur și simplu va stagna, dacă mai pierde încă 4 ani, gândiți-vă că acum suntem în momentul în care avem cele mai multe fonduri europene pe care România le-a avut vreodată. Deci vorbim de 80 de miliarde de euro, dintre care o parte, care fonduri o, trebuie și o parte folosite, importantă din aceste fonduri merg spre administrația publică locală. Dacă administrația publică locală nu face proiecte în timp real, vedeți pe PNRR, până în 2023 trebuie să semnăm contracte de finanțare. Ori dacă nu ai pregătit studii de fezabilitate, noi deja avem, nici nu mai țin minte exacte câte studii de fezabilitate avem în pregătire. Dacă n-ai studii de fezabilitate, proiecte pregătite, pierzi startul, pierzi trenul, știți cum e. Degeaba da. Ajungi la gară după ce a plecat trenul. Ai ajuns degeaba. În cazul nostru, degeaba faci un studiu de fezabilitate când nu mai sunt fonduri. Că ai cheltuit banii degeaba. Deci, de asta eu am alocat anul acesta o sumă importantă de bani în bugetul județului pentru studii de fezabilitate.
ca să fiu pregătit pentru ceea ce urmează. Să am proiecte mature deja. Deci în momentul în care s-a deschis o linie de finanțare, în două zile, trei zile am pregătit cererea de finanțare, am depus-o și scot la licitație cu clauză suspensivă. Proiectare cu execuție. Deci câștig mult timp. E, dacă stăteam până în toamna acestui an când se vor deschide liniile de finanțare, mă apucam de studiile de fezabilitate după ce se deschideau liniile de finanțare, depuneam cererile de finanțare în 2022, în finalul anului, și mă apucam de lucru în 2025. Da, și practic nu făceați mare lucru, adică... Practic nu faci mare lucru. De aceea am ales varianta prin care mi-asum mai mult, că este și o chestiune de asumare până la urmă, e un risc pe care mi-l asum. Sunt riscuri. Așa, încercați să fiți cu un pas înainte, păi, când venim? Acum, există și riscul ca unele dintre proiecte... Fără îndoială că există un risc, de asta spun. Dar să sufere modificări majore din perspectiva finanțatorului, da, pentru că eu nu am toate datele concrete astăzi, da, din ghidurile de finanțare, există riscul să-mi refuze o anumită finanțare. Da. Dar dacă nu mi-asum acest risc, risc să nu iau niciun ban. Da. Și banul pe care îl iau nu este pentru mine, este pentru județul Maramureș. E de preferat Maramureș. Primul risc, nu al doilea. Adică păi, riscul de aceea mi l-am asumat deja. Mi l-am asumat. Da. Știți cum, dacă nu faci niciun demers, nu, atunci ce rezolvi? Este o problemă în zona administrației și asta e o chestiune pe care am văzut-o și înainte de a fi președinte al Consiliului Județean. Lipsa de asumare. Lipsa de curaj. Dar de unde aveți este senzația frica, că vine această teamă? De la să nu fac un pas frica, greșit. Frica de a nu greși, știți? Există o vorbă din asta care circulă prin toată țara. Dacă nu faci nimic, nu greșești. Simplu. Da, nu greșești. Păguboasă. Foarte păguboasă pentru cetățeni. Fără îndoială că nu încearcă nimeni să se gândească parte... greșește. Nu, dar totuși, bun, trebuie să cugeți, stai și cugeți de 5 ori. N-am de ce greși, atunci fă. Dacă nu, atunci de ce te-ai mai dus într-o funcție? Dacă nu ți-asumi niciun rost? Dacă rost nu ai nimic de ascuns și ești transparent. Be, exact. Se poate întâmpla să faci câte o greșeală materială, nu știu. Îți asumi și greșeală, da, că nimeni nu e perfect. Trebuie, da, să bun, ok, asumi. Am greșit, asta am este, greșit, dacă nu, nu candida nici la primar, nici la președinte, păi stai acasă. Ideea. De ce să... Lasă pe altul care își asume. Nu, să fie doar pe o poziție de, nu știu, de mobilă, să fii decorativ într-o există funcție. Există și astfel de cazuri, din păcate. Dar eu le recomand primarilor, până acum vreau să vă spun că discuțiile pe care le am cu o mare parte din primarii din județul Maramureș sunt constructive pentru proiecte. Vă dau exemplu, lucrăm deja la documentație. Ieri am aprobat parteneriatul pentru centura de la Copalnic-Mănășturi. Este 2,5 km, dar este extrem de important. Are două poduri și 2,5 km de drum. Dar este extrem de importantă din ce perspectivă? Nu știu dacă știți, la Copalnic trece exact prin centrul localității, cum trece în foarte multe localități, drumul național. Problema e că aici este un risc de accidente foarte mare în zona pieței. Da, sigur. Se aglomerează foarte mult în anumite zile ale săptămânii. Este un pol Copalnicu în zona respectivă și de aceea este foarte important, au fost foarte multe accidente urâte în curba imediat după centru. Cine nu cunoaște zona respectivă, într-adevăr, este foarte periculos. Pentru cei care cunosc, poate nu-i separă atât da, de... Da, dacă nu știu, apoi, este singura localitate din județul Maramureș, în afară de Baia Mare și Sighet, care are un centru, un centru atât de spațios și care ar putea fi reabilitat dacă am reușit să facem această centură. Deci este un potențial foarte mare acolo. Apoi lucrăm deja la parteneriatul cu Vișeu, lucrăm la parteneriatul cu Cavnicu, lucrăm la parteneriatul cu Șomcuta. Și la Șomcuta este o problemă foarte mare legată de traficul din zona centrală a orașului Șomcuta și vrem să ocolim, doar că aici este o lucrare un pic mai mare, mai scumpă, ca să zic așa, și inclusiv numărul de kilometri, vorbim de 7 km de
centură, da, pe variantele pe care le-am analizat până în acest moment, dar acum aștept de la ADR să îmi dea toate datele cu privire la finanțările pe siguranță rutieră, pentru că centurile acestea mai micuțe, exceptând Baia Mare și Sighet, nu vor merge pe, pe program operațional de transport, ci vor merge pe, pe program operațional regional. Și atunci, fiind pe program operațional regional, o să avem o axă dedicată pentru siguranța rutieră. Deci, tocmai pentru astfel de centuri mai micuțe, care rezolvă niște probleme substanțiale pentru comunități. E foarte bine să sperăm, adică e foarte bine că există proiecte și cu centuri și cu toate cele. Domnule Ionel Bogdan, mulțumesc pentru prezența în emisiune. Să sperăm că și lucrăm, vreau să vă spun că lucrăm și la proiectele pentru drumurile județene. Avem 200 de kilometri de drum județean pe care îl programăm pentru finanțările din 2021-2022. Să trăiască și ele. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Pur și Simplu. Rămâneți cu bine, să fiți sănătoși și foarte fericiți, cele bune!